Joi, 5 septembrie, de la ora 18, la complexul sportiv La Broscuța din Câmpia Turzii, grupa Under 12 de la FC Câmpia Turzii au disputat un meci amical în compania formației Mureșul Luduș. Un meci foarte bun făcut de elevii lui Florin Mărginan, cu foarte multe ocazii de poartă și multă dedicare. Pentru FC Câmpia Turzii au marcat Toader Alex, Comșa Caleb.